Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat marți că în zilele de 31 mai și 1 iunie va fi organizat un maraton de vaccinare pentru copii. Acest eveniment va fi pentru cei cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani. De Ziua Internațională a Copilului, surpriza autorităților pentru copii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, va fi un maraton de vaccinare. Dacă până la acel moment Agenția Europeană a Medicamentului va aproba serul Pfizer pentru cei între 12 și 15 ani, se va lua în calcul o astfel de activitate de imunizare și pentru aceștia. Eu unul nu m-aș vaccina. Nu, pentru că nu are rost. Sunt imun, suntem copii, suntem imun la orice. Eu o să mă vaccinez că sunt tânăr, vreau să mă duc la cluburi, etc., așa. Eu o să mă vaccinez, n-am nimic împotrivă. Cred că m-aș vaccina doar de dragul școlii, doar pentru a merge la școală și așa mai departe. Doar pentru acest lucru. E obligată de împrejurări. Da, e obligată de împrejurări, nu că mi-aș dori acest lucru. Totodată, pentru adulții mehedințeni, această activitate de vaccinare nu pare potrivită pentru o zi în care sunt sărbătoriți copiii din întreaga lume. Nu sunt de acord. Copiii la locul lor acolo să le serbeze ziua cum trebuie, nici de cum cu vaccinul. Asta este o prostie. Nu sunt de acord. Pentru copii e mai dificil cu vaccinările, părerea mea. Eu, pentru adulți, da, nu sunt contra, pentru că eu oricum l-am făcut, dar pentru copii nu. Pe de altă parte, un severinean ne explică că cei cu o vârstă fragedă nu pot manifesta forme grave ale infecției de COVID-19, însă pot transmite mai departe celor din jur. Același lucru se întâmplă și în cazul persoanelor vaccinate. Oare ar trebui copiii imunizați? Am înțeles că copiii nu sunt, deci nu sunt efecte secundare care se ia. Dar practic îl transmit. Dar oricum îl transmit. Asta e ideea. Deci aici apare o contradicție, nu știu care e adevărul. Deci se vaccinează, dar ei iau virusul respectiv, îl poate transmite, numai că la ei oricum nu se manifestă, nu apar simptome grave. E vorba de noi mai... Se vorbește despre un maraton neîntrerupt cel puțin 24 de ore, pentru că un număr cât mai mare de tineri, copii sau adolescenți să se poată prezenta în centrele de vaccinare însoțiți de un aparținător, de tutorele legal, părinți sau bunici.